4 cliente și 500 de fraieri. De asemenea, odată cu începerea noului an școlar, jandarmii de participă zilnic în sistem integrat alături de Inspectoratul de Poliție Județean Doza, menținerea climatului de ordine și siguranță publică în zona instituțiilor de învățământ preuniversitar, scopul fiind acela de a preveni producerea faptelor antisociale și de a crește gradul de siguranță al elevilor și cadrelor didactice. Și în acest an școlar, jandarmii vor desfășura activități preventive educative în rândul elevilor, dialogul cu aceștia urmărind adoptarea unui comportament civilizat și respectarea normelor de conviețuire socială, atât la școală cât și în timpul liber, pentru prevenirea faptelor cu violență, a consumului de substanțe interzise, precum și a bolimului. Un alt domeniu important în activitatea jandarmilor de este reprezentat de asigurarea securității obiectivelor din competență, fiind asigurată baza la 32 de obiective aparținând Ministerul Afacerilor Interne, Ministerului Public, al Justiției, Ministerul Finanțelor, dar și conductele magistrale de transport produse petroliere. În această perioadă a sezonului estival s-au asigurat faza a 151 de transporturi cu un efectiv de 371 jandarmi, din care 55 transporturi speciale cu 201 jandarmi, 16 transporturi de bune și valori cu 32 de jandarmi și 80 de transporturi corespondență clasificată cu 138 jandarmi, misiune desfășurată în cooperare cu Serviciul Român de Informații. Pe acest segment de activitate ne preocupăm permanent să eficientizăm dispozitivele adoptate împreună cu beneficiarii de bază, în scopul diminuării riscurilor, vulnerabilităților și amenințărilor la securitatea acestora, dar și pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor, proximitatea obiectivelor. Ca element de referință în această perioadă, datorită modului eficient în care jandarmii au îndeplinit misiunile, au fost înregistrate evenimente deosebite în ceea ce privește securitatea obiectivelor menționate, beneficiarii instituției fiind mulțumiți de calitatea serviciilor de stat. Principalele obiective pe viitor sunt asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, creșterea eficienței prevenirii și combaterii faptelor antisociale printr-o prezență activă a tuturor operative în mediile cu potențial criminogen crescut, optimizarea cooperării cu celelalte componente ale Sistemului Național de Ordine Publică Securitate Națională. În final, vrem să mulțumim cetățenilor care au ales să petreacă acest sezon estival în mod responsabil și vă asigurăm că suntem o structură a Ministerului Afacerilor Interne aflată permanent la datorie, iar cetățenii pot în orice moment să se bazeze pe noi și să ne solicite sprijinul ori de câte ori este nevoie. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc și eu pentru participarea la această conferință de presă. Am să abordez activitatea desfășurată de gruparea de jandarmi mobilă Craiova în perioada estivală pe trei paliere. În primul rând, vreau să reamintesc faptul că această instituție a jandarmeriei are competență teritorială în 7 județe din sudul țării. Un teritoriu destul de întins, destul de mare, cu o dinamică a misiunilor la fel de mare. Am desfășurat activități din tot palierul de competență materială al jandarmeriei în funcție de solicitările colegilor de la inspectoratele de jandarmi de țări din județele în care avem competență teritorială și la solicitarea celorlalte structuri din Ministerul Afacerilor Interne. Primul palier este cel al menținerii ordinii publice. Gruparea de jandarmi de Craiova a angrenat efective în activitățile de menținere a ordinii publice în cooperare cu efective din unitățile de poliție, având ca obiectiv principal siguranța cetățenilor. De asemenea, pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violență, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de substanțe psihoactive, gruparea de jandarmi mobilă Craiova a dublat efectivele, astfel încât în cooperare cu colegii de la poliție să putem organiza acțiuni de tip blocadă. Al doilea palier este cel al asigurării și restabilirii ordinii publice. În această perioadă am participat cu efective la asigurarea măsurilor de ordine publică la manifestări și adunări publice care s-au desfășurat în zona de competență teritorială. Efectivele grupării de jandarmi mobile Craiova
acționând punctual în situația în care au apărut evenimente care nu se circumscriu normativelor în vigoare, evident luând măsurile legale care s-au impus la fața locului. Al treilea palier este cel al prevenirii și combaterii faptelor antisociale. Efectivele grupării de jandarmi mobile Craiova, participând la acțiuni atât în mod independent, cât și în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și nu numai, au desfășurat acțiuni în zone cu un potențial criminogen ridicat. Acestea fiind stabilite în grupul de coordonare și trasarea sarcinilor care se desfășoară săptămânal împreună cu reprezentanții acestor structuri cu responsabilități pe acest segment în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mindoș și de asemenea am acționat și pe palierul Piscicol, pe protecția mediului, pe palierul Silvic și nu numai. Ținând cont de aceste activități, vreau să vă prezint și câteva cifre statistice. În această perioadă, supusă analizei, am executat un număr de 126 de acțiuni de asigurare a ordinii publice, multe dintre ele fiind pe partea de manifestări cultural-artistice, mai precis 112 dintre acestea, 10 la manifestări sportive și 4 la manifestări religioase. De asemenea, am organizat 90 de patrule în cooperare cu colegii de la poliție și 834 de patrule de jandarmi în mod independent, care au acționat în zona de competență teritorială. De asemenea, au fost organizate și executate 293 de acțiuni în cooperare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne și 115 acțiuni în cooperare cu alte structuri. În urma desfășurării acestor activități, efectivele grupării de jandarmi mobile Craiova au constatat în mod independent 110 infracțiuni și 13 infracțiuni în cooperare cu colegii de la poliție. De asemenea, au fost aplicate un număr de 1423 de amenzi într-un quantum aproximativ de 400.000 de lei și 901 avertizmente scrise. Vreau să scot în evidență faptul că există o cooperare și o colaborare foarte bună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne și nu numai, fapt ce a condus la o bună organizare și o finalizare a misiunilor încredințate fără evenimente deosebite, fără incidente majore.